ziua! Sunt Gabriela Maluf. 96 de români dintr-un milion mor anual în accidente de circulație. Dacă vi se pare că nu este mare lucru, atunci gândiți-vă că în Suedia, spre exemplu, raportul este de 22 de oameni dintr-un milion. Media în Uniunea Europeană merge de asemenea foarte departe de noi, 52 de morți la un milion de cetățeni. Aceste cifre plasează România pe primul loc la mortalitatea cauzată de accidentele rutiere în Uniunea Europeană. Și, din păcate, nici la accidentele mortale în care sunt implicați copiii nu stăm mai bine. De ce se întâmplă așa? Ce e greșit în abordarea noastră privind mersul cu mașina în ultimii 30 de ani? Și mai ales ce putem și ce trebuie să facem? Sunt câteva întrebări la care încerc să găsesc răspunsuri împreună cu invitații mei, expertul în siguranță auto Alice Dona, Claudiu Costea, purtător de cuvânt și la brigada rutieră, și Alex Filip, pilot de raliu și specialist în defensive driving. Haide că am greșit un pic la numele instituției, mă scuzi, cred că e destul de important subiectul să ne blocăm în astfel de mici incidente. Alice, tu ești foarte implicată în astfel de acțiuni în ce privește siguranța rutieră. Așa, o întrebare generală ți-aș spune, dar cumva să ne ghideze drumul în discuția de astăzi, care sunt principalele cauze pentru care ajungem să avem astfel de statistici? Lipsa de informare a părinților, lipsa de informare a viitorilor părinți, pentru că indiferent de ce... Te referi la mortalitatea infantilă acum, la copii mici. Exact, la copii mici, care ajung victime accidentelor, pentru că dacă vorbim de adulți, cumva alegerile le fac adulții. Dar în cazul copiilor, alegerile le fac tot adulții pentru ei. Deci nu sunt, ei sunt victime colaterale ale acestor accidente. Și atunci un părinte care nu are acces la informație, un părinte care nu a știut unde să caute sau nu a știut că există astfel de informații, devine părintele unei potențiale victime copil. Și dacă ne raportăm la adulți? Dacă ne raportăm la adulți, iarăși este un, așa zis, pattern al șoferilor agresivi care uită că pe drum nu sunt singuri, că nu e vorba de un circuit unde e important să ajungi primul, ci că mai degrabă e important să ajungi în siguranță. Deci e o chestie care ține, cred că, de psihologia, de tipologia șoferului. Atât bărbați cât și femei, pentru că nu este, cred, o diferență atât de mare în ultima vreme în comportamentul și agresivitatea în trafic a șoferilor. Deci totul ține de tipologie și iarăși poate de lipsa de adaptarea informațiilor. Dacă ne-am luat permisul de conducere în urmă cu mai mulți ani, totuși e bine să revedem lucrurile noi care au apărut în legislație și cred că ar fi bine să facem și un curs de defensivă. Tu spui că nu avem cumva o educație a felului în care ar fi bine să ne comportăm în trafic. Părinții, pe de altă parte, nu au parte nici de informații, pentru că sunt, și o să vedem împreună cu tine, că sunt soluții pentru a ne proteja. Și cumva, uite, poate și niște cursuri mai eficiente de condus decât ceea ce se practică momentan. Mă întorc către tine, Claudiu, și mă întreb, poliția oare care sunt principalele acțiuni? Presupun că și voi aveți și știți toate aceste statistici. Cum se raportează poliția la astfel de statistici și ce acțiuni întreprinde pentru a reduce puțin această statistică? Din păcate ne raportăm cu îngrijorare referitor la cifrele statistice. Sunt destul de îngrijorătoare în ultima perioadă. Sigur, acum dumneavoastră ați pus în prim plan subiectul în care sunt implicați copiii în accidente de circulație, dar eu aș zice că, adică m-aș raporta la nivel general în ceea ce privește accidentele de circulație. Avem o viziune generală și ne axăm și pe copii. Sigur, poliția rutieră, în special brigada rutieră, pentru că eu o să vorbesc despre instituția pe care eu o reprezint, având în vedere că și statisticile pe acelea le cunosc din capitală, desfășoară activități în primul rând de educare a copiilor prin acele activități de educație rutieră, acele ateliere de educație rutieră foarte importante. Deci, practic, educarea, din perspectiva noastră, trebuie să înceapă de la o vârstă foarte fragedă, inclusiv de la grădiniță, și noi desfășurăm astfel de activități. Chiar dacă această perioadă nefastă în care ne aflăm ne-a oprit din aceste activități pe care noi le obișnuiam să le facem în cazul
școlii altfel, spre exemplu, sau în cazul unor ședințe de dirigenție, cum se practică la școală, noi ne-am adaptat și desfășurăm cursuri în mediul online. Prin urmare, micii participanți la trafic, pentru că și ei sunt participanți la trafic, după cum spun de fiecare dată, strada este a tuturor, depinde cum o folosim și da, cât de atenți suntem la respectarea regulilor de circulație, sunt educați de polițiștii brigăzii rutiere. În fiecare zi, până la acest moment, am ajuns să efectuăm activități cu peste 2500 de copii și cifra este în creștere, pentru că avem programări inclusiv în luna aprilie, mai, chiar spre iunie. Activitatea noastră se rezumă în primul rând la partea de prevenție, de educare a copiilor, dar cum a spus foarte bine doamna Alice, care este partenerul nostru al Brigăzii Rutiere și ne sprijină în activitățile de conștientizare pe care le derulăm. Chiar săptămâna trecută am avut o astfel de activitate care s-a desfășurat la nivel național în cadrul calendarului Road Poll, Seatbelt s-a numit, dispozitive de retenție, unde Fundația Siguranța Auto a participat alături de polițiștii Brigăzii Rutiere pe două componente, una preventivă în care am făcut referire la aceste reguli pe care trebuie să le respectăm, dar și componenta de reacție, de verificare, de combatere. Simțiți că dacă faceți educație cu cei mici, poate o să-i facă un pic mai atenți și pe părinții. Sigur, în trafic. De multe ori copiii trafic sunt mai responsabili decât părinții și, ca să spun așa, să folosesc un limbaj mai informal, îi mai trag de mânică pe părinți atunci când nu poartă centura sau când vorbesc la telefonul mobil. Asta ne auzim de la ei, pentru că noi conversăm și interacționăm destul de dinamic cu aceștia. Dar revin la ideea de ce facem noi. O să te întrerup puțin, Claudiu, pentru că vreau să îl întreb și pe Alex. El este o voce vie a societății românești, una dintre cele mai vii și mai vocale prezențe atunci când vine vorba de acest fenomen. Și aș vrea să te întreb, Alex, tu cum vezi? De unde crezi că vin toate aceste probleme? Cu tot respectul, dar ascultând discursul domnului ofițer de mai devreme, mi s-a părut că suntem deja în Suedia și Elveția, în care lucrurile funcționează absolut perfect. Cu toții ne-am făcut treaba, dar emisiunea pe care tocmai am început-o, ai spus, la început tocmai ai spus că avem acele statistici negre, inclusiv burtiera spune că România este în topul morții. Din păcate, din punctul meu de vedere, se fac mult prea puține lucruri. Este de adevărat că este bună conștientizarea, este bună educarea, dar este și coerciția în același timp o bună metodă. Din păcate, vedem în traficul de zi cu zi părinți care își transportă copiii în tot felul de feluri și locuri prin mașină, începând de la în spate la lunetă sau cel mai frecvent întâlnit ținându-se de tetiere, stând în picioare. Dacă părinții au SUV, copiii pot sta în picioare, se țin de tetiere. Iar părinții sunt cuplați în centuri pe cele două scaune. Vrei să spui că pe lângă prevenție și astfel de cursuri ar fi bine să fie și măsuri de coerciție pentru cei care nu le respectă? Eu spun și vreau să întăresc. Dacă s-ar face un proiect pilot la nivelul poliției, să spunem chiar doar a capitalei, să luăm 3 școli de pe o rază de 1 km, în care timp de o lună de zile există câte un echipaj de poliție, că plouă, că ninge, că sunt 40 de grade afară, din punctul meu de vedere viața este mai importantă de atât, și ar aplica amenzi, nu doar niște dojeneli, părinților care nu respectă niște lucruri absolut elementare. Repet, a spui să fie un echipaj undeva în preajma unei școli, pentru că acolo să fie un trafic mare de... Acolo e viesparul de adus și plecat copiii de la... Haideți să ne întrebăm pe Claudiu, că presupun că au și măsuri de coerciție totuși în acest fel. Eu pot doar să spun că la școala la care îl duc pe Fimiu, care mâine poi mine face 10 ani, nu am întâlnit absolut niciodată un echipaj de poliție care să facă acest lucru. În al doilea rând, exact în colțul școlii noastre există, pentru așa să ne și amuzăm un pic, dacă tot în capătul străzii unde se află școala fiului meu se află o doamnă celebră de pe DN1, care știm foarte bine cu ce se ocupă și cu toate astea nimeni nu ia absolut niciun fel de măsură, deși este drumul spre aeroport. Ce pot să spun? Din păcate, la nivelul poliției nu există ceva concret și făcut. Hai să vedem, că acum putem decât să bănuim. Noi ca părinți vedem. Este imposibil, repet,
să pleci de la școală, să fie atâția părinți care nu își leagă copiii, nu-i pun corect, stau prin mașină în tot felul de situații. Am văzut variante de copii transportați cu duba. Am văzut copii care pleacă cu autobuzul unor sau microbuzul unor școli celebre și scumpe din București, fără ca aceștia să poartă centura de siguranță. Am văzut șoferi ai acestor autobuze, microbuze de școli scumpe. Aici nu pot să te contrazic, și eu văd aceste microbuze care circulă cu copii. Circulă cu viteză, iar cel care, șoferul, argumentează că se grăbește și trebuie să ajungă cu copilul la oră fixă. Și chiar am avut de mai multe ori un astfel de dialog politicos, evident, pentru că dacă vrei să transmiți ceva cuiva, nu vei reuși niciodată înjurându-l, ci pur și simplu vorbind. Hai să vedem. Hai să vedem și opinia de partea cealaltă a baricadei, cumva. Hai să vedem. Presupun că există măsuri de coerciție. Există măsuri de coerciție. Din păcate, nu vreau să-l contrazic pe invitatul dumneavoastră, dar noi chiar vă spuneam de săptămâna trecută, am avut o astfel de activitate. Și nu doar pentru că a fost o activitate organizată la nivel european, poate puteți verifica, evident, la nivel național s-a desfășurat acest seatbelt, dispozitive de retenție, care implică, evident, acest lucru, transportul copiilor în dispozitivele acele de fixare în scaun, sistemul acela Ixofix. Ideea este că noi, în această perioadă, după cum spuneam, faptul că ne-am mutat în online, asta nu înseamnă că pe stradă nu mai sunt părinți care își duc copiii la un after school sau la o școală sau... Ideea că, oare de unde vine toată această impresie publică? Această deplasare, care de multe ori era foarte frecventă în anumite intervale orare, este redusă în ultima perioadă. Vă poate confirma și doamna Alice, pentru că la astfel de activități Fundația Singurați Auto a fost cooptată. Și mai cu seamă, sigur că se pot găsi soluții legate de efectuarea unor astfel de controle mai severe, dar vă spun cu sinceritate și certitudine, pentru atunci când se identifică o astfel de situație, adică un exemplu concret, da, nu transportă corect și legal copilul în dispozitivul acela de fixare, se aplică măsuri contravenționale, acelea pe care legea le stabilește. Acum că ar fi trebuit să fie măsurile altfel implementate sau să existe și alte soluții. Uite, te întreb altfel, că poate nu sunt noi. Hai să te întreb altfel, pentru că este absurd cumva să ne ducem, e vina ta, e vina ta, nu e vina mea, e cumva, pentru că suntem probabil depășiți cu toții de acest fenomen. Noi, cei care vedem, dacă vedem în trafic o persoană care nu transportă regulamentar, noi putem să vă ajutăm în vreun fel, putem și noi să facem o sesizare undeva. Orice cetățean are acest drept de a sesiza și unde? Unde putem să sunăm? Păi, tot la Brigada Rutieră, pentru okay. că este o situație care implică sau face parte, dacă vreți, din atribuțiile Brigăzii Rutiere, dacă vorbim de București, pentru că în primul rând la București ne referim. Deci la Brigada Rutieră puteți face o astfel de sesizare, dacă știți, apropo de ce spunea invitatul dumneavoastră, da, de un transport care se face cu copii zilnic din punctul A în punctul B și nu se respectă regulile de circulație și mai cu seamă regulile privind transportul în siguranță, pentru că la asta trebuie să ne gândim cu toții, mai puțin la teama de sancțiune, deși și noi încurajăm o astfel de metodă, pentru că de multe ori pe anumite zone, spre exemplu transportul copiilor sau, da, vă dau un alt exemplu, traversarea neregulamentară, nu poți să mai faci prevenire și vei recurge doar la amenzi sau la sancțiuni contravenționale. Dacă mă întreb pe mine, părerea mea sinceră este că măsurile de coerciție sunt destul de mici, mă refer pentru o anumită grupă de public, cum spune și Alex. Asta este legea, părinții, din păcate. Da, părinții care merg la școlile private și eu îți spun cum văd, că văd și eu în trafic. Îmi dai astăzi amendă, mă cumințesc 2-3 zile, după care repet, pentru că e mică amenda. Și Alice cred că poate să ne spună că posesorii de mașini scumpe decid să nu-și cumpere scaune rutiere, în timp ce posesorii de mașini un pic mai ieftine sau chiar ieftine bine, au scaune rutiere foarte scumpe. Exact așa este. Deci cu mare uimire am constatat această lipsă de proporționalitate, adică cu cât mașina sau SUV-ul e mai scump, cu atât părintele optează pentru a nu folosi deloc scaun auto, că de are mașină scumpă și care rezistă, are tabla tare, așa cred ei, sau optează pentru variante foarte ieftine, pentru că scaunul nu se vede în exterior, scaunul e în interior și el a și altele. În vreme ce părinții care sunt responsabili își
aleg scaune bune, scaune sigure. Nu este neapărat să fie un scaun bun, un scaun scump pentru a fi bun. Trebuie doar să urmărim niște criterii, să fie un scaun care să fie bun pentru mașina respectivă, să fie corect instalat în mașina respectivă, să fi trecut prin niște teste de impact, așa cum trec mașinile, iar copilul să fie tot timpul securizat, pentru că dacă punem copilul ca pe un ou într-un coș de ouă, fără centuri de siguranță strânse, îl punem degeaba. Deci este important nu numai să avem scaun, ci ca acesta să întrunească niște criterii clare de alegere, da, și să fie folosit dar corect. Dar simți pentru că măsurile poate... Și amenda aia e prea ieftină pentru unii, că e posibil să zică, ok, iau amendă și asta e? Este posibil să fie și acesta un punct deci de vedere. Deci ar putea fi o diferențiere dar între amenzi. Da, ceea ce mă șochează și mă deranjează foarte mult este că de fiecare dată când pe social media al fundației publicăm imagini cu accidente, cu victime copii, ne sar diversi participanți la trafic cu argumentul că, domne, scaunele astea sunt foarte scumpe. Și contraargumentul nostru este: a avea o mașină înseamnă a-ți permite și un scaun auto, pentru că tu mașina o alimentezi pentru a circula cu ea, îi plătești o asigurare obligatorie, îi plătești eventual și un casco. Și una peste alta. Deci una peste alta, siguranța rutieră n-ar trebui să fie și nu este atât de scumpă. Alex, la tine, la cursurile de defensive driving, cum ai eticheta, să spunem așa, cum ai împărțit tu pe cei care vin la tine? Vin oameni care au mașini scumpe sau mașini... Glumesc acum. Cum, de ce vin? Care-s problemele lor și care-i tipologia omului care vine la tine? Mă bucur foarte mult că invitata ta a pus accentul pe povestea asta. Sunt întru totul de acord. Mai degrabă nu aș împărți neapărat între oameni care au mașini scumpe și oameni care au mașini ieftine, dar este o realitate că la nivel psihologic ne cumpărăm o mașină, hai să spunem la nivel de masă, nu neapărat să scoatem niște particularități, dar cu siguranță decizia cumpărării unei mașini este și fățoșenia ei, să arate bine în fața casei, să fie ceva deosebit față de a vecinilor și așa mai departe. Și atunci, într-adevăr, scaunul nu se vede în exterior, pe de-o parte. Pe de altă parte, avem nenumărate reclame ale constructorilor auto care pun accentul pe siguranță. Și dacă ne gândim acum la top of mind mașină sigură, ne vom gândi că ea ne va putea apăra chiar și dacă nu respectăm tot felul de lucruri. Nu respectăm viteză, nu respectăm priorități și ajungem și la centură. Nu punem centura pentru că am o mașină sigură. Inclusiv aici, la noi, în comuna în care locuiesc, obișnuiesc să mai întreb oamenii, pentru că pur și simplu sunt curios care este mentalitatea dincolo de elevii pe care i-am la defensive driving. Fac o mică paranteză, un om când vine la defensive driving deja este pregătit să absoarbă informația, nu vine doar pentru că... Dar care sunt problemele? Cu ce probleme se confruntă și își dorește să vină? Că evident are o nevoie. Un om când vine să cumpere un serviciu, vine pentru că a identificat o nevoie a lui. De cele mai multe ori vin persoane care nu au mai condus de foarte multă vreme. Au permis de conducere, dar nu au mai condus, le este frică să iasă în trafic și conștientizează faptul că reprezintă un pericol, dar în același timp și ei la rândul lor sunt puși în pericol. Și atunci spun, băi, vreau și eu să învăț, să văd cum, dacă mă descurc, dacă sunt bine, cineva să-i spună dacă poate să meargă în trafic și ce face bine să rămână și ce face rău să încerce să schimbe și să... Asta aici... sună bine, dar vin mulți oameni așa pentru că... Da, vin oameni pentru că aș vrea să fim conștienți că pe în țara noastră și în jurul nostru există și oameni de calitate și oameni care își pun viața mai presus decât, să spunem, costul unui curs sau, cum ați amintit voi mai devreme, costul unui scaun care poate fi scump sau ieftin sau să nu existe deloc. Mm-hmm.
Alice, cifrele sunt îngrijorătoare și pentru copii. Eu nu le-am spus. Tu le știi? Știai o statistică? Știu ultima statistică, și anume cea din 2019. Nu am avut acces la cea din 2020 și nu știu cât de relevantă va fi, pentru că am avut 2 luni de lockdown în care numărul de care era mare, era un număr mare. 122 de decese în grupa de vârstă 0-12 ani, ceea ce poate nu vă pare mult, dar gândiți-vă că în fiecare din acele 122 de decese comparativ cu 0 în Suedia sau Norvegia. 0. 0, da. Deci se poate. Ideea este 3 pe județ practic, ce mai contează, mă? 3 pe județ. Ideea este că pe lângă acest număr de decese au fost și multe cazuri de accidentări grave și nu știm numărul deceselor produse la un interval de... Ulterior. Da, ulterior, pentru că rănirile fiind grave puteau conduce la deces. Și chiar dacă, v-am spus, poate nu vi se pare foarte mare numărul, gândiți-vă că natalitatea României este în scădere, că foarte multe eforturi depun părinții ca să aducă un copil pe lume și fiecare sufletel de la contează. Pentru că e copilul cuiva și pentru că evident, poate copilul ăla într-o zi va fi doctorul care te va trata sau va fi polițistul care te va învăța sau poate va fi inginerul care va construi drumuri și merita să trăiască. Oare ce se întâmplă diferit în Suedia? Cum reușesc suedezii, norvegieni să aibă zero? Deci mie mi se pare fantastic. Nu mă așteptam să spui zero. Probabil mentalitatea, în primul rând, și cum a spus și Alex, teama de sancțiune, de coerciție, pentru că ei sunt convins că au un alt sistem sancționator acolo, nu doar în ceea ce privește această abatere, în general vorbind despre regulile de circulație. Sunt convins că și tratează altfel consumul de băuturi alcoolice, substanțe psihoactive, tratează altfel situația în care un șofer nu respectă prioritatea sau culoarea roșie a semaforului. Sunt convins că sistemul este diferit, dar evident nu putem vorbi cu certitudine pentru că nu-l cunoaștem atât de bine. Dar acestea sunt câteva elemente de care cred eu că se ține cont acolo și se pune foarte mult accent. De asta, până la urmă, Suedia, Norvegia, țările acestea nordice, tot timpul au fost în topul acela pozitiv. Cum am putea să ne inspirăm? Putem să ne inspirăm pentru că oricum ne inspirăm și... Avem mentalitatea să ne inspirăm? Foarte multe modificări ale legislației vin în urma unor directive implementate în legislația noastră, inclusiv ultima discuție pe care am avut-o înainte de a veni la dumneavoastră legat de trotinetele electrice, tot ca urmare a unei astfel de directive sau unui regulament european. Deci putem să, adică preluăm din statele Uniunii Europene astfel de reguli de circulație, dar este foarte important când le implementăm în legislație, cei care trebuie să le respecte, să le și respecte, să nu fie doar asta spuneam, avem oare mentalitatea necesară să privim aceste amenzi și aceste măsuri de coerciție ca o măsură de protecție sau mai degrabă ca o măsură de haide să mai blamăm pe cineva că ne dă amenzi și mai mari și ne îngrădește libertatea? Nu? Avem mentalitatea. Avem mentalitatea asta, din păcate, și cred că e nevoie de un efort al mai multor părți ale societății, exact. Deci nu doar a poliției. E nevoie de un efort și la nivelul politicului, pentru că, de pildă, ceea ce noi vrem să susținem la nivel de fundație este ca părinții să fie obligați, părinții cu mașini, să fie obligați să-și scoată copiii din maternitate doar în scoică, așa cum se întâmplă în alte state. Deci din ziua 0, din ziua 2-3, din care ieși din maternitate, să fie o regulă în care, nu ai voie să pleci din maternitate decât dacă văd că ai poziționat copilul în scoica respectivă și mergi cu scoica, că mi-e greu să cred că l-ai pus în scoică și după aia îl scoți. Nu, deci este clar, dacă l-ai pus în scoică, vei folosi scoica și clar lucrul ăsta în alte țări, de pildă în Marea Britanie, nu ține cont de poziția socială a persoanei. Și după cum am văzut și în familia regală, exact, și ei au decis să plece cu scoica din maternitate. Au trebuit să respecte legea, deci nu au... Deci nici măcar familia regală nu a putut să se... Și-au făcut inclusiv exerciții. Prințul William a făcut exerciții de instalare a scaunului auto înainte de a ieși cu primul lui născut, prințul George, în spital. Deci a fost un părinte responsabil. Dar la noi
până ajunge informația încă în zonele alea defavorizate. Uite, noi vorbim aici, sunt oameni care ne privesc, voi aveți o grămadă de acțiuni și de prevenție și de informare a publicului, dar cred că încă informația nu ajunge în procent covârșitor. Încercăm să o popularizăm și vreau să spun că Brigada Rutieră a avut o inițiativă wow anul trecut. După foarte mulți ani, Brigada Rutieră a realizat primele filme de educație rutieră pentru aceste categorii de vârstă. Deci ce înseamnă scaunul auto și ce înseamnă centura de siguranță și cum se utilizează ele corect. Filme care pot fi vizualizate de părinți deocamdată doar online, dar ne dorim să ajungă la cât mai mulți, pentru că din acele filme clar înțelegi ce și cum este cu aceste mijloace. Adică prin cuvinte simple poți înțelege acest lucru. Iar în privința mediilor mai defavorizate și apropo de inițiative, la nivelul Bucureștiului și Constanței, unde avem centre, de anul trecut noi am demarat un proiect, se numește Siguranța auto a copilului tău începe din maternitate. Am achiziționat un număr de 30 de scoici, e puțin deocamdată, dar e ceva, da? Pe care le împrumutăm gratuit părinților pentru scoaterea din maternitate. Ei trebuie să vină doar la noi în centre sau să ne sune și să ia această scoică, după care să o returneze spre a fi sterilizată și redată unui alt părinte. Deci ulterior, pentru a nu fi foarte împovărătoare perioada aia de nou. Dar presupun că ai nevoie de susținere, Alice. Nu o să poți să duci tu singur acest proiect. Presupun că cu toții popularizând am putea, uite, de la 30 de scoici să ajungem, nu știu, la 300 de scoici și tot așa, pentru a putea ajuta mediile defavorizate. Sunt oameni care se uită la noi acum și poate nici nu știu cum arată scoica. Poate nici nu înțeleg despre ce. Și cumva e clar că au nevoie de ajutor. Alex, întorcându-mă nu neapărat la copii, dacă ai putea să iei trei măsuri pentru a reduce, evident nu a face un miracol peste noapte, dar a începe un proces prin care să se reducă toată această statistică, ce ai alege? În primul și în primul rând, cum spune președintele nostru, educație. Ne trebuie educație, pentru că nu putem evolua nici în subiectul ăsta, dar înainte de a răspunde la întrebarea ta, te rog, permite să mă poziționez de data asta de partea poliției și să spun că și noi, ca șoferi, ar trebui să abordăm uniforma polițistului cu totul și cu totul diferit. Ieri am fost martorul unei scene la Statuia Aviatorilor, acolo unde un polițist a oprit un participant la trafic, iar acesta s-a dat jos gesticulând și, mă rog, făcând niște gesturi absolut ne la locul lor vis-a-vis de un om care, de fapt, dincolo de discuțiile și lucrurile pe care, mă rog, le-am adus și aici în poveste, nu face decât, sau rolul lui este să se asigure că noi circulăm în siguranță. Adică dacă sunt oprit de un polițist pentru că am depășit viteza sau pentru că n-am dat prioritate sau pentru că am condus periculos, o face pentru că asta este meseria lui și ar trebui să, de cele mai multe ori, așa cum se întâmplă, că ai amintit de cum se întâmplă în Suedia, Norvegia, Elveția, cum fac ăia. Nu poți vedea o scenă de genul ăsta în nicio țară civilizată. Atunci când te oprește un polițist elvețian, mai degrabă nu știi cum să faci să scapi mai repede de acolo. În niciun caz nu te dai jos la el și gesticulezi și spui că ce, domne, iar invitatul tău cred că poate confirma zeci, sute de astfel de situații. Deci primul este educația. Din punctul meu de vedere, șoferul are treaba lui, polițistul are și treaba lui. Până la urmă, nu-ți poți vărsa până la urmă oful asupra unui om pentru că ești tu mulțumit de un sistem sau altul și cred că voi aveți... Te rog, Alex. După aia, doi, este acel, la fel ne poate confirma domnul polițist, cum avem acea mentalitate. Da, domnule, dar pe ăla nu l-ai văzut? Exact. Întotdeauna este ceva ce noi facem perfect, dar de cele mai multe ori celălalt a făcut ceva. Și aici trebuie un pic lucrat și vorbit și înțeles prin diferite modalități. Apoi, s-a vorbit aici și mă bucur foarte mult de abordarea subiectului cu scoica, bebelușul, ziua zero și așa mai departe. Știm cu toții că pentru a obține niște zile libere din partea angajatorului,
trebuie să faci un curs de puericultură, pe care l-am parcurs și eu acum 10 ani, dar la care nu se spune absolut nimic legat de transportul copilului. Nici despre cum îl iei de la maternitate, nici cum se întâmplă cu el când are 2 ani, 4 ani, 6 ani și așa mai departe. Și aș merge foarte mult, așa cum a spus și invitata ta, aș merge foarte, foarte mult pe exemple. Ce se poate întâmpla dacă un copil nu poartă centura? Ce se întâmplă dacă un copil, a fost foarte bun exemplu cu oul în cartonul de ou, eu chiar le arăt copiilor la școlile la care merg să fac cursurile mele de educație rutieră, cu un ou care este legat într-o cutie și un alt ou într-o cutie nelegat și le arăt cum în cutia pe care o zdrunci se sparge ou și în ăsta în care ou e legat nu îi se întâmplă absolut nimic. Să conștientizăm faptul că o mămică care își transportă, o mamă care își transportă copilul în brațe pe bancheta din spate sau oriunde în altă parte este un real pericol, pentru că doar în cazul unei frânări între corpul ei și un alt obiect din mașină, că e scaun, că e ușă, ce-o fi în dinamica respectivă, nu îl va face pe copil decât sandwich, iar forța G a corpului ei se va amplifica. Uite, fix asta este și abordarea lui Alice și tot de la ea am aflat cum de fapt forța corpului și tu ca mamă poți să fii principalul factor până la urmă în acest eveniment fatal. Da, și asta e drama. Adică până la urmă să îți ucizi tu copilul din dorința de a-l proteja. E ironia maximă. Exact. Avem acum 2 săptămâni sau 3 săptămâni a fost acel accident cu bebelușul care a sărit pe geam în urma răsturnării mașinii. Un bebeluș de 6 luni. La fel cum s-a zis, putea fi medicul care avea grijă de noi sau inginerul de drumuri și poduri. Acel bebeluș a zburat din mașină nu pentru că a decis el să facă asta, nu pentru că el s-a urcat și a spus nu, nu-mi pun centura, ci pentru că cei care trebuiau să aibă grijă de el n-au avut-o. Și sunt nenumărate exemple de genul ăsta. Aș vrea pe scurt să amintesc că am avut un curs de educație rutieră la o școală din București, iar ironia sorții și întâmplarea a făcut ca unul dintre elevi să aibă mâna ruptă la momentul respectiv, pentru că a fost implicat într-un accident rutier. Tăticul lui decisese să nu îi pune centura de siguranță. Bineînțeles, șoferul mașinii, respectiv tatăl, nu a pățit nimic. A fost un accident, o tamponare ușoară, însă el era pe bancheta din spate. Normal că a venit până în față, s-a lovit cu mâna de parbriz, practic. Aș vrea să mai amintesc că parbrizul mașinilor moderne nu mai iese așa cum ieșea cel de la dăciuțele de când eram noi copii. Și rămâi lipit așa cum pe exterior vedem că se lipesc niște muște pe timpul verii de la viteză, la fel se întâmplă și pe interior, dar din păcate cu noi, cu pasagerii nelegați. Aș vrea să mai amintesc faptul că orice pasager nelegat în mașină este un mare pericol pentru ceilalți ocupanți ai mașinii respective, pentru că el nu poate decât să se transforme într-un proiectil. În cazul unui răsturnar. Ai avut un accident, Alex, într-un raliu și la ce viteză? Da, am avut. Am inclusiv pentru cine vrea să vadă, n-am venit pregătit cu materialul, dar da, am avut un crash la raliul Sibiului cu ceva ani în urmă, la o viteză de peste 160 de km la oră. Și uite-te astăzi aici în emisiune. Da, aveam centură normal, n-ai cum să-i startul fără centuri, cască și așa mai departe. Ce vreau să spun este că din rigurozitatea și din procedurile raliului sau ale competițiilor sportive, oricare ar fi ele, se împrumută și în circulația de zi cu zi. Dacă noi ne-am urcat la volan respectând niște proceduri sau cum face pilotul de avion, de exemplu, când pleacă la drum, am avea și mai puține accidente. Dacă am bifat centura de siguranță, poziția corectă la volan, de cele mai multe ori ne este rușine să le spunem celor de pe bancheta din spate să-și cupleze centura de siguranță. Cumva, Alex, ne întoarcem la ceea ce spuneau fix la început invitații mei din platou, la educație. Mergem pe prevenție, mergem în școli, mergem la copilaș imediat, Alex, mă întorc și la tine. Mergem la copilaș, facem prevenție și uite așa, din educație facem o obișnuință. Și această obișnuință poate să ne asigure probabil că măcar următoarele generații
generații vor avea un alt start, vom vedea alte cifre, măcar de la aceste generații la care faceți voi educație. Cam în câte școli puteți să mergeți? Cam, dacă aveți un procent așa de zone pe care le asigurați cumva? Peste 600 de unități de învățământ în capitală. Bine, acum vorbim de perioada în care nu era pandemie. Sigur că încercam să ajungem în aproape toate. Nu vreau să spun cu certitudine că am ajuns în toate unitățile, dar aproape toate unitățile de învățământ noi am fost prezenți și am făcut educație rutieră. Acum o să putem să facem cu toate unitățile de învățământ pentru că avem această variantă online în care ne putem conecta. Deci uite că online v-a ajutat, da, în direcția asta. Până la urmă, de bun augur partea asta, adică să primim și partea optimistă a situației și încercăm să facem cu toți elevii educație rutieră. Consider că repetiția este mama învățăturii și chiar trebuie să educăm generație pentru a transmite mai departe aceste informații utile. Iar faptul că părinții vor fi mai responsabili alături de copii, pentru că educația nu trebuie să plece doar de la polițistul rutier sau doar în școală, educația trebuie să plece de acasă în primul rând. Aceste lucruri trebuie foarte bine implementate și discutate la nivel de familie, astfel încât atunci când copilul se pregătește pentru prima situație în care este în trafic ca biciclist, ulterior ca și conducător auto, el deja să aibă un bagaj de informații, el deja să fie mai conștient, mai responsabil. Eu mă lovesc de mitul ăsta lui Sisif, în care mă duc și prezint concepte și a doua zi îmi vin copiii înapoi, așa cum erau, pentru că de cele mai multe ori sunt opriți cumva acasă și uite, și vreau să te întreb, tu ai întâlnit vreodată copii pe care voi i-ați pregătit, ați vorbit cu ei și poate s-au dus acasă și au spus, mami, nu mai faceți, sau tati, nu mai, sau puneți centura și nu au fost luați în seamă? Au fost și cazuri din acestea, dar îmbucurător e faptul că, într-adevăr, chestia asta cu informația și dojana primită de la ăla micu, că tu nu faci, poate are o influență mai mare asupra adultului decât viceversa, influența adultului asupra copilului, pentru că te simți poate rușinat că, uite, ai ajuns să-ți spună fiul sau fiica că tu traversezi aiurea sau că tu nu spui centura. Nu mai zici, lasă-mă, doar de data asta. Deci s-ar putea, în percepția mea, ca chestia asta chiar să aibă rezultate pozitive. Adică generațiile mici să ajungă cumva educatori în niște chestii de genul acesta pentru generațiile care n-au avut parte de informație în acest sens. Am vorbit de educație, prevenție, o grămadă de proiecte pentru copiii din școli. Mă întreb acum, oare drumurile, calitatea drumurilor, lipsa autostrăzilor, toate aceste aspecte care nu seamănă cu ce ne raportăm la Suedia și la Norvegia și am vrea și măsuri de coerciție și am vrea și mentalitate de diferită, dar uite că mai sunt și alte aspecte. Ce crezi, Alex? Eu cred, și acum o să-mi atrag foarte mulți foarte mulți fani între ghilimele, dar din punctul meu de vedere, să știi că și în Austria sau în Elveția sau în Suedia există zone neacoperite de autostrăzi și în același timp aș vrea să amintesc ce se întâmplă pe autostrăzile noastre, acolo unde le avem, că mergem la mare, că mergem pe noua autostradă care pleacă de la Sibiu către vestul țării, întâlnim mașini care merg pe contrasens, de exemplu, și nu puține, din păcate, vedem mașini care consideră că banda a doua este bandă destinată de bandă de viteză, cum își spune de altfel în limbaj popular, e de viteză, automat dacă e de viteză pot să merg cu cât merge mașina, că asta e. Dacă îmi stă în cale, dacă banda întâi, de exemplu, pe autostradă merge cu 100 la oră, iar pe banda 2 circulă cineva legal cu 130 de km la oră, există situații și nu puține în care vine fleșarul, cum îi spun eu, sau șoferul de tip OB, care stă în spatele tău și suferă de acest complex de stânga, iarăși îi mai spun, care întotdeauna este cumva, e pregătit să depășească. Nu contează când, cum, dar este întotdeauna pregătit să știi, Alex, depășească. Că noi râdem aici în platou de ce spui tu și îl văd și pe Claudiu că zâmbește și spune așa e, așa e. Cumva, cum e cu acest fenomen al omului care merge în... Nu este doar despre drumuri. Adică da, de acord, avem niște drumuri
cu mult înapoiate față de media și cu toate, europeană. Și cu toate astea, uite... Dar am putea circula pe ele, la fel de... S-a adus în discuție la începutul emisiunii că au fost acele două luni de lockdown în care oamenii au circulat mai puțin. Aș vrea să știm că și în acea perioadă au fost foarte multe accidente. Ca să facem o glumă, nu știm cine au ieșit, poate. Drumurile erau goale, nu erau la fel de aglomerate ca acum. Așa încât vreau să știm că la nivel de mentalitate suntem obișnuiți să ne urcăm la volan și să-i dăm cât mai tare posibil. Unu, pentru că nu ne amendează nimeni, sunt zone în care nu ne supără nimeni, putem merge, pot să vă dau exemplu comunei Corbeanca, cea în care locuiesc eu, se poate merge cu orice viteză dorești pentru că nu se întâmplă nimic. Și faptul că tu te grăbești la serviciu, la școală sau oriunde, îți dă această imunitate de a merge tare, de a croșeta. Nu există localități, de exemplu, în Suedia, prin care să treacă autostrăzi. Noi ne așteptăm să avem autostrăzi din poarta casei până în poarta școlii sau a biroului. Alex, îți mulțumesc tare mult pentru intervenția ta de astăzi. Vreau să mă întorc și la invitații din platou pe care i-am văzut zâmbind și cumva. Cred că și voi aveți această dilemă a șoselelor. Eu cred că, ok, și în Elveția probabil sunt drumuri neasfaltate, dar nici la noi în zona rurală, cumva, fiind trafic puțin, cred că statistica tot la oraș este mai mare. Deci vă întâlniți de această problemă a șoselelor. Depinde de cauza generatoare, dacă vorbim strict de accidente. Dar, sigur, infrastructura este un element de care se ține cont de multe ori la producerea unui accident de circulație, unde, sigur că da, este chemat să răspundă administratorul drumului respectiv. Da, vorbim de autostradă, un sector de drum important, drumul național de mare capacitate și viteză, cum este denumit de legislația rutieră. Acolo, sigur, se circulă cu viteză excesivă de foarte multe ori. Mulți conducători auto nu conștientizează riscurile la care se expun atunci când calcă pedala de accelerație și, cum a spus foarte bine și Alex, există acele mituri, legende care apar pe banda 2, că primești flash-uri din spate și să te dai la o parte, dar să știți că și pe banda 2 tot cu 130 se circulă, adică nu este o diferență sau este banda de viteză. Nu este banda care îți oferă posibilitatea să faci, să efectuezi depășire dacă este cazul, dar nu să circuli mai tare decât celălalt. Viteza de multe ori este o cauză generatoare sau a fost cauza exclusivă a accidentelor și de multe ori cauză concurentă în producerea de accidente de circulație. Mhm. Cum se raportează părinții? Ai și genul acesta de informații? Ce să ne mai gândim noi la scaunul auto când vai de capul nostru în ce lume și pe ce drumuri trebuie să circulăm? E o scuză asta? Sunt. Deci părinții găsesc scuze atunci când e vorba să nu facă un lucru și încercăm să le demitizăm toate aceste chestii și de fiecare dată când apare un comentariu că, domne, accidentul s-a produs din cauza drumului sau s-a produs din cauza, nu știu, eclipsei de lună, de soare sau alte fenomene, încercăm să le inducem ideea că exista șansa ca cel mic care a fost implicat și a devenit victimă nu a fost protejat și că un element principal a deznodământului în ceea ce îl privește pe copil a fost lipsa transportării corecte. Deci, până la urmă, tot oricâte alți vinovați am căuta, există vinovatul eu, părintele. Alice, la ce trebuie să se uite un părinte atunci? Eu acum, dacă mă duc la un magazin, nu indiferent că este un magazin de scaune auto sau că este un magazin cu produse pentru copii și au și scaune auto, probabil că o să mă uit cât costă, dacă e drăguț sau nu, are floricele sau elefanți. La ce ar trebui să se uite, de fapt, un părinte atunci când vrea să achiziționeze, uite, un astfel de instrument valoros în siguranța pentru siguranța copilului? E simplu, sunt trei chestii. Te rog. Odată trebuie să știm pentru cine am plecat la vânătoare, adică ce vârstă, înălțime și greutate are copilul. Pentru că scaunul este asemenea unei haine. El trebuie să fie ca o platoșă care protejează fix acel copil. Adică nu o să luăm un scaun de vârstă mare unui bebeluș nou născut. Și nu o să punem un copil mare într-o scoică.
Deci trebuie să ne raportăm la aceste date ale copilului nostru. Pe urmă să vedem pentru ce mașină este scaunul. Sunt mulți părinți care au auzit de termenul ăsta Isofix, caută scaun cu Isofix, dar ei n-au Isofix la mașină. Și pe urmă ne întreabă, nu puteți să ne instalați Isofix? Și răspunsul nostru este evident nu. Mergeți la serviciul de marcă autorizat, interesați-vă dacă se poate instala, dacă faceți treaba asta. Folosiți doar un kit original al brandului, deci nu vă apucați să căutați pe Doamne, internet. Câte dinamici, Alice! Așa, deci sunt foarte mulți, foarte mulți părinți care n-au de unde, n-au informația. Și al treilea lucru de bază, pentru că, cum ai spus și tu, sunt articole de siguranță. Există site-uri, atât în limba română, cât și internaționale, care publică rezultatele acestor crash testuri, teste de impact. Dacă noi ne uităm pentru mașină, când alegem mașina, domne, câte stele a luat la testul de impact, hai să ne uităm și pentru scaun și vă asigur că puteți găsi într-un buget rezonabil pe aceste site-uri cu testări scaunul potrivit pentru copil. Adică nu trebuie să vă duceți nici la cel cu nu știu ce brand de desene animate sau cu căptușală de piele și tot felul de senzori de confort, nici la cel care este doar o coajă de plastic care devine proiectil în impact, duceți-vă la acela care chiar este dispozitiv de siguranță. Alex, 30 de secunde, te rog, ce facem? Că am auzit așa, mi-a șoptit mie o păsărică, că ai o provocare de a intra într-o competiție cu un alt șofer. Ce faci când cineva te provoacă la astfel de situații? E de-a dreptul amuzant. Ce faci tu? E absolut amuzant și mi se întâmplă destul de des să vină tot felul de șoferi care ori n-au loc de mine, ori îmi spun că merg prea încet, mă depășesc și uite-l bă și pe ăsta ce merge. Eu mergând cu 50 la oră în localitate, pentru că știm cu toții că așa ar trebui să facem. Ce să zic? Spun doar că viteza este pentru drumul închis circulației publice, că acea viteză pe care eu o practic pe circulație închisă se bazează pe foarte multă siguranță, pentru că avem sisteme de siguranță foarte bine puse la punct, iar pe drumul public trebuie doar să ne deplasăm din punctul A în punctul B, să ajungem la destinație, nu la camera de gardă de la spitalul de urgență. Claudiu, tu ce sfat ai dat celor, scurt, 20 de secunde, ce sfat ai dat celor care se uită astăzi la noi? Sfatul general pe care îl dăm de fiecare dată și anume să respecte legislația, cumva achesez la ceea ce a spus Alex foarte bine, viteza nu este pentru drumul public, viteza trebuie respectată, trebuie să respectăm viteza impusă prin mijloacele de semnalizare și evident și celelalte reguli de circulație pentru a putea ajunge la destinație în siguranță. Alice, ce le-ai spune părinților? Să se gândească că legislația rutieră în ceea ce îi privește nu este pusă acolo ca să îi pedepsească pe ei, să le dea amenzi. Este gândită pentru a le proteja viața copiilor lor și viața lor. Deci să respecte legea pentru că e bine să o respecte, nu pentru că pot să ia amendă. Deci să încerce să reflecte un pic asupra acestui lucru și să ia deciziile înțelept și informat. Am înțeles. Deci cumva ne întoarcem cu toții la educație. Vrem să avem copii sănătoși, copii vii în mașinile noastre și noi să ne situăm în zona de siguranță. Întotdeauna vă mulțumesc tare mult pentru prezența voastră astăzi în emisiune. Eu sunt Gabriela Maluf, ne vedem și mâine la ora 13. Acum rămânem cu Dana Istrate, Între prieteni.